Dacă vrei să cumperi fețe 24, cele mai tari jocuri la cele mai bune prețuri, intră chiar acum pe Aneba, ai linkul în descriere. De asemenea, dacă vrei să joci orice joc la orice oră, intră chiar acum pe Boosteroid, ai linkul în descriere. Andrei Rațiu a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști români și chiar fundaș de la Euro 2024. Așa că avei momentul să-i simulăm și lui care era aici în jocul FC 24. Chiar sunt tare curios la ce echipă va ajunge și cât de bine va juca după acest Euro. Nu uitați și voi acolo să apăsați pe butonul de like dacă vă plac simulările cu jucători ai Naționalei României. Chiar vă rog să scrieți în comentarii alte idei, așa că haideți să-i dăm drumul. Bun, și ca să fie totul și mai interesant, am pus să ia cele trei echipe care sunt interesate de Rațiu: Atalanta, Brighton și cu Brentford. Le-am pus la roata norocului, cum s-ar spune, și o să dăm la roata să vedem la ce echipă se va transfera, pentru că părerea mea 100% o să vină măcar una dintre cele trei după acest Euro să-l transfere. Așa că noi o să simulăm care era la echipa care ne pică aici frumos la roata. Hai să-l drumul, dăm aici, apăsăm frumos spin the wheel, țaca-paca și pică Atalanta până la urmă, cea care era cea mai interesată de el și am înțeles că ar oferi undeva la 10 milioane de euro. Deci noi o să îl transferăm pe Rațiu la Atalanta, așa o simulăm cariera sa acolo. Bun, și suntem la Atalanta, l-am pus aici frumos pe Rațiu. Bă, se pliază bine la ei pentru că ei oricum văd că nu prea au deloc jucători de bandă. Deci într-un fel o să fie bine că dacă le schimbăm formația o să-l bage pe Rațiu. Așa că hai să le schimbăm formația, zic eu. O să jucăm probabil un 4-4-2, zic că e ce mai ok aici frumos la formation, 4-4-2 flat, și îl punem pe Rațiu pe partea dreaptă și în stânga avem un right wing back, ok, pe ăsta, dar punem pe stânga. Punem aici, nu, stai așa, punem RB, ca să știm sigur că joacă, dacă știți ce zic. Asta ar fi mișto, bun. Ăsta îl punem colea, Lookman, pe Lookman îl punem în partea asta, la altă. Și băi, echipa, vă zic sincer, arată destul de bine, părerea mea. Îl lăsăm pe Zappa Costa aici, că nu prea avem ce face, să jucăm cu Rațiu aici. Mie nu știu, oricum o să-l bage jocul pe unde o fi. Noi încercăm acum să-l băgăm, dar nu cred că o să face chiar atât de mult, chiar dacă schimbarăm noi formația. Bun, și-a întâlnit primul sezon de simulat aici la Atalanta lui Rațiu. Se pare că e cam pe roșu aici, acum ar veni antrenorul, dar nu asta ne interesează pe noi. Ne interesează ce-a făcut Rațiu într-un fel, dar ar fi bine să facă și echipa ceva meciuri bune și chiar niște trofee. Suntem pe locul 4 în Italia. Bă, eu zic că e bine. Peste Roma, peste Napoli, care teoretic a fost campioană anul trecut, Juventus pe 1, Inter pe 2, Milan pe 3. Bă, e ok, e ok, zic eu. În cupă, cred că am fost eliminat mai devreme. Mamă, ce final a fost, Napoli cu Lazio 5-2, mâncavaș. Asta a dat finală. Mamă, noi în semifinale ne-au bătut un away goal sau apă, e tur-retur la ăștia, se pare. Ok, am înțeles, e tur-retur. Bun. Eu zic relativ ok, relativ ok. Parcă să zic că am fost și în, nu în Champions League, în Europa League. Sper să nu zic prostii. Da, uite, am fost în Europa League și am fost eliminat în optimi de către Leverkusen, 5-3 la general. Băi, eu zic că este ok până la urmă, dacă trebuie să te gândești, Leverkusen care se fie la Europa League și... Ba, nu e ok, stați un pic așa, bă, mâncavaș, bă, asta e finala Europa League. Păi cum am picat noi cu ei, eu noi i-am bătut în viața reală, păi ce facem aici? Eu acum realizai. Acum realizai. Vreau să zic, bă, că Leverkusen a ajuns în finală, că nu știu și n-a fost bătută deloc până în finală, dar Atalanta a bătut în finală. Bro, păi ce facem noi aici? Ce facem noi aici? Am trecut de Feyenoord, a înseamnat că am venit, bă, nu, a, locul 2. Am crezut că am venit din Champions League, dar nu. Locul 2 în grupa asta cu Sporting, Rakov și Sturm Graz. Totuși grupă ușoară de trecut, mai ales Rakov și de Sturm Graz. Bun, acum e momentul. Rațiu a ajuns la 77 overall. A crescut plus 4 într-un singur sezon. Eu zic că e top, rău de tot.
Să-l și vedem acum cât a jucat. 32 de meciuri, are și 2 goluri. Rațiu bun. Bun. E bine tot, 6-23 la nută, cică average. A jucat și în Europa League 4 meciuri. Bă, a fost titular, cum se pare, titular, deci un sezon foarte, foarte bun pentru Rațiu aici la Atalanta. Bine de tot, a crescut, cred că face 81 sezonul următor. Eu sincer așa cred. Hai să dăm și cu sezonul următor și vedem ce se va întâmpla. Va face echipa, dacă nu mă înșel, și în Champions League, cred. Primele 4, da, joacă în Champions League, a 5-a în Europa League și astea în Conference League. Bun, mișto. Ok, se pare că Rațiu în al doilea sezon a jucat mai puțin decât în primul, se pare, așa că am pierdut locul de titular, cred. Cam asta ar veni, deși, da, nu prea văd în fața cui ar fi putut să-l piardă. 23 de apariții are totuși un gol. Și data asta, Atalanta a terminat pe poziția, ia să ne uităm, a 5-a de data asta, mai slab decât anul trecut, probabil din cauza asta ne-au dat și afară, dar oricum nu mai contează că aveam în cap să simulăm două sezoane. Cred că este totuși ok să ne lungim prea mult. Am văzut că vă plac mai mult simulările în care nu stăm atât de mult pe foarte multe sezoane, ăștia mai rapid, pe un sezon, maxim două. Acum scrieți voi în comentarii care este părerea voastră. Dacă vreți să facem multe sezoane, facem, desigur, nu e nicio problemă. În cupă, Atalanta în optim de data asta, mai modest, dar pentru că în Champions League am fost până în sferturi și ne elimină Juventus 4-3 la general. Vă relegați că am condus pe 3-1 pe Juventus în prima manșă și după ne-a întors 3-0. Nu, n-am ce să mai comentez, sincer vă zic. Am trecut de Bayern, am trecut 5-2, i-am bătut 5-2, i-am bătut în a doua manșă, 5-3 la general. Au avut 1-0, 1-0 ne-au bătut la noi acasă și i-am bătut la ei 5-2 pe Allianz Arena. Bă, voi vă dați seama. Grupă, în grupă, în grupă, unde am fost în grupă? Pe locul 2, cred, dacă nu mă înșel. Da, Barça pe primul și noi pe locul 2. Cu Lens și cu Burs. Totuși, grupă, zic eu, ușoară, accesibilă. Mai ales pentru echipa Atalantei. Vreau să văd și ce overall are acum Rațiu. Chiar sunt tare curios. Hai să scautăm aici pe Rațiu. Să vedem ce overall are. Ia Andrei Rațiu, 78 overall. 78 overall, da, din păcate n-am mai jucat la fel de mult. Asta e, 14 milioane cota asta, dar totuși e o creștere de 5 overall în 2 sezoane, pe care sincer n-o face chiar toată lumea. A ajuns până la om, zic eu, relativ de bază, a fost titular în primul sezon, al doilea vă că a avut formă mai slabă, dar totuși un om de bază la Atalantei, dacă stai să te gândești. Ceea ce zic că e foarte bine, până acum o carieră, o simulare de care zic eu reușită. A ajuns cu Atalanta până în sferturile Champions League. Ce vrea mult. Eu sunt curios aici că am ajuns la Parma noi. Ăștia, man, Mihailă mai sunt. Ia uite, Mihailă mai e 74 euro, Mihailă. Ok, dar man nu cred că mai este. Cred că a plecat man pe aici. Da, nu mai văd pe man. Nu mai contează. Hai, nu mai contează treaba asta, dragilor. Asta a fost simularea de care a lui Andrei Rațiu. Eu zic, cum am, bă, ești ok, ești ok. Cum am zis, n-am făcut foarte multe sezoane pentru că am văzut că vă plac mai mult ăștia mai scurte. Așa că dați și voi acolo like dacă vă place clipul și vreți să mai faceți astfel de clipuri pe canal. Eu am fost Iman, v-am pupat și vă spun la revedere. Ciao.